Aș vrea să te mai întreb dacă te-ai mai gândit la posibilitatea ca fiica ta să-și cunoască bunicul. Nu, nu m-am gândit la posibilitatea asta. Nu m-am gândit. Dar acum de când ești, de când ai anunțat că ești însărcinată a doua oară, ai primit vreun telefon de la tatăl sau de la fratele tău? Nu. Nu, dar nici nu e cazul. Adică... Mă rog, mie așa mi se pare frumos, de gest. Da, probabil. Mă rog. Ești total împăcată cu situația asta? Da, sunt total împăcată cu situația asta și sunt împăcată cu mine și cu... și cu viața mea, știi? Adică acum am tot ceea ce îmi trebuie. În afară de sănătate mentală, nu mai dorești ceva? Da, îmi doresc doar să fiu sănătoasă, pentru că îmi dau seama că orice obstacol aș avea, îl pot depăși. Nu-mi doresc decât să fiu sănătoasă și să îmi doresc acum să trăiesc cât mai mult, să ne vedem fetele mari, da, și să putem să fim lângă ele. Atât. În rest, mai facem noi pe aici, pe acolo. Dacă trebuie ceva, dacă trebuie modificat ceva, mai modificăm.